Mihai Chirica, însoțită de avocatul Marius Striblea, a venit astăzi la Tribunalul Iași în dosarul în care acesta a contestat măsura de control judiciar impusă de DNA Iași. Magistrații au amânat decizia pentru vineri dimineață. Mihai Chirica este cercetat pentru fals intelectual în formă continuată și instigare la uzurparea funcției. Dosarul a fost demarat de procurorii DNA Iași în urma sesizărilor privind ilegalitatea emiterii autorizației de construcție pentru un bloc de locuințe din cartierul Tătăraș. Cel puțin 6 persoane sunt cercetate în același dosar, inclusiv Gabriel Harabagiu, fostul viceprimar al Iașului.